Un eveniment inedit care a reunit broscutele, dar și alte mașini clasice din toată țara și nu numai, a avut loc în acest weekend la Dej. Mașinuțele au făcut senzație pe străzile de Jene, imprimând pe fețele tuturor câte un zâmbet jovial. Pădurea Bungăr, parcarea celor peste 40 de broscuțe, a devenit un loc în care micuțele autoturisme, împreună cu oamenii prezenți, au scris o fila istoriei clubului Caților din Dej. De ce mă amăgești, de ce te teamă? Și gura ți-o ferești, râzând mereu. De spui că mă iubești, de bună seamă, de ce te-mpotrivești dorului meu? Dă-mi gurița s-o sărut, căci pentru sărut e dată. Ia gândește, nu-i păcat să rămâi nesărutată. Când ai buze fierbinți, de ce să stea cu minți? N-o să reții așa o viață întreagă, dragă. Întâlnirea posesorilor de mașini marca Volkswagen a început vineri, când din piața Bubâlna, municipiului Dej, au pornit broscuțele în șir indian, timide, dar totuși gălăgioase, într-o paradă frumuseții pentru a ajunge în pădurea Bungăr, unde au poposit timp de 3 zile. Ne-am strecurat și noi printre cei prezenți și am primit permisul de broscuță pentru a conduce micuța vedetă Marele Premiu al Tombolei, un autoturism marca Volkswagen 1200, fabricat în 1972, până la destinație. Prima zi s-a terminat într-o atmosferă plăcută, ca la iarbă verde. Vremea bună din cea de-a doua zi a scos mai mulți oameni în casă, curios să vadă broscuțele devenite deja vedete. Cei prezenți s-au putut bucura de o delicioasă fasole cu cârnați la ceaun și s-au fotografiat alături de bijuteriile pe roți. În ultima zi, cei prezenți au așteptat cu nerăbdare să-l cunoască pe cel care urma să fie câștigătorul broscuței de foc, pe care noi, cei de la Someș TV, am numit-o simplu Lili. Fericitul câștigător a venit tocmai din București pentru acest eveniment și se numește Alin Stancu. Cum vă simțiți? Mersi. Emoționat, cum să zic. N-am câștigat niciodată nimic. Nu știu, nu vine să cred. Ce să faceți cu mașina? Păi nu știu, mă rog, o să o păstrez, că am înțeles că așa ar fi cel mai indicat. Sunteți pasionat de aceste mașini? Sau? Am două, am un bus, am un 411, Hercule, de pasiunea mea. Unde ați venit? În București. Hai că suntem emoționat, gata, că nu mai știu. Pe lângă premiul cel mare, organizatorii clubul Caților Dej au oferit și alte premii, atât pentru iubitorii de mașini clasice, cât și pentru cei prezenți doar pentru a le admira. Și noi, cei de la Someș TV, am primit premiul special pentru participare. Echipa Someș TV, care a fost alături de noi pe coordonarea acestui eveniment, e reprezentantul Alexandru. Cum a decurs evenimentul și ce părere au avut organizatorii despre această întâlnire, aflăm chiar de la ei. Dacă nu punem în calcul oboseala care acum se resimte, zic că a fost o întâlnire reușită din punctul nostru de vedere, cu participanți din toată țara, din Europa, mulțime de prieteni pe care i-am revăzut după mult timp și cred că toți s-au simțit bine și foarte bine după discuțiile care le-am avut. Câte broscuțe au fost aici? Broscuțe au fost în jur de 40-50, mașini clasice în total peste 70. Care va fi următoarea întâlnire? Noi ne propunem ca în fiecare an, primul weekend din luna mai, să fie întâlnirea Volkswagen Dej. A fost destul de greu pentru noi ca organizatori. Nu ne-a fost ușor, nu ne-a lăsat și vremea în prima zi. Dar în ciuda faptului că a fost un pic de noroi, în rest totul s-a decurs normal. Lumea a fost mulțumită, dejenii foarte curioși. A fost o participare destul de bună, zicem noi, și sperăm să fie și în continuare.